Nina Ilieș a făcut dezvăluiri despre iubit. Dar și despre căsătorie, prezentatoarea de televiziune face dezvăluiri despre iubitul ei misterios, dar și despre căsătorie. Genina Ilieș trăiește o frumoasă poveste de dragoste, însă puțin cunosc acest aspect despre viața vedetei. Genina Ilieș, declarații despre iubitul misterios în cadrul unui interviu, frumoasa și atentă a vorbit despre partenerul său de viață, dar și despre momentul în care se va căsători. Întrebată dacă într-o relație este o iubită de încredere sau una cicălitoare, vedeta de televiziune a venit cu următorul răspuns. De glumă, și el, și Patrick mi-au spus că e de ajuns o persoană publică în familie, nefiind pasionați de expunerea asta publică. Ambii mă susțin în tot ceea ce fac. Ca iubită, sunt iubitoare, de încredere și niciodată cicălitoare. A declarat Genina Ilieș, potrivit Viva Totodată, prezentatoarea TV a mai vorbit și despre căsătorie, ținând cont de faptul că a trecut. Printr-un divorț la o vârstă destul de fragedă. La momentul actual, Genina declară faptul că și-a schimbat percepția despre acest pas important din viața unui om și crede în căsătorie. La 24 de ani, aș fi spus nu. Azi gândesc altfel. Orice experiență de genul ăsta te maturizează și îți creează o altă perspectivă. Însă, în continuare, cred în căsătorie. Este creația lui Dumnezeu, a mai adăugat prezentatoarea TV despre căsătorie. Am vorbit amândoi. Genina susține faptul că a vorbit cu partenerul ei actual despre căsătorie și tot ceea ce implică acest legământ, doar că pentru moment nu vrea să grăbească lucrurile. Despre căsătorie am vorbit amândoi. Când o să se întâmple, cu siguranță am să vă povestesc mult mai mult când va fi momentul. A mai adăugat Genina Ilieș.